Dragi frați și surori, membrii ai Bisericii Creștine Pentecostale Române Filadelfia din Melbourne, Australia, în aceste momente deosebit de delicate pentru noi ca și biserică și pentru toate bisericile în Australia și nu numai, din lumea întreagă, am simțit că este bine să ne adresăm dumneavoastră și să avem câteva gânduri de încurajare, de îmbărbătare, totodată un îndemn în ceea ce privește apropierea noastră tot mai mult de Dumnezeu, chiar dacă nu vom putea fi împreună aici la serviciile divine ale bisericii, am deplină încredințare că din punct de vedere spiritual, duhovnicesc, suntem împreună și Dumnezeu ne va binecuvânta și vom trece cu bine și peste momentele acestea. Acum ne rugăm ca Dumnezeu să fie cu noi, iar după ce toate acestea vor trece, ne vom ruga și vom mulțumi Domnului pentru modul minunat în care a știut să ne poarte de grijă și să aducă izbăvirea. Personal, cred că este un moment profetic ceea ce se întâmplă și o întreagă planetă care era într-o continuă agitație, într-o continuă mișcare, la un singur semn, la un singur semnal, a trebuit să se oprească. Spuneam că sunt cuvinte sau momente profetice. Vreau să vă citesc din Psalmul 46, versetul 10. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri, eu stăpânesc pe pământ. Neamurile, cu alte cuvinte, popoarele, au fost determinate și obligate să se oprească, iar pământul în această vreme se liniștește pentru că Dumnezeu a zis opriți-vă. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să fie cu noi și totodată, prin această intervenție, vreau să vă aduc la cunoștință faptul că, în calitate de conducerea bisericii, comitetul bisericii și cu Comisia Administrativă a Bisericii Creștine Pentecostale Române Filadelfia, ne-am întâlnit și am discutat câteva aspecte, câteva lucruri care credem că sunt importante și vrem să le aducem la cunoștința dumneavoastră în ceea ce privește această perioadă de carantinare în care, ca și biserică, nu ne putem aduna în lăcașul de cult al bisericii. De aceea, permiteți-mi să vă citesc un comunicat care vine din partea conducerii Bisericii Filadelfia. Frați și surori, în această perioadă de carantină impusă de autoritățile australiene, perioadă în care nu ne putem întâlni fizic în cadrul serviciilor divine ale bisericii, totuși, dorim să fim împreună. Chiar dacă în trup nu se poate, cel puțin la nivel de duh și suflet, să ținem aproape unii de alții. Comitetul de conducere și administrația bisericii s-au întâlnit în ședințe comune și vrem să facem următoarele precizări. 1. Pe perioada de carantină se suspendă toate activitățile și întâlnirile din cadrul Bisericii Filadelfia. Întâlnirile de tineret, seara de rugăciune, Philadelphia Playtime, întâlnirea surorilor, repetițiile tuturor formațiilor și grupurilor de închinare, cât și Sunday School. În această perioadă vom avea transmisii pe canalul YouTube, vom avea și postări pe pagina Facebook a bisericii, iar transmisiile vor fi după următorul program. Serviciu divin de joi, cu începere de la ora 7 p.m. Serviciu divin de duminică dimineață, cu începere de la 10:30 AM, și serviciu divin de duminică seară, cu începere de la 6 PM. La toate aceste servicii vor participa doar câteva persoane care sunt necesare desfășurării acestei transmisii. Și mă refer aici la slujitorii pe care îi vom programa, din echipa tehnică, membrii din administrație și grupul care conduce timpul de închinare. În fiecare zi, la ora 9 p.m., rog toți membrii Bisericii Filadelfia să se adune cu familiile lor în casă și îi îndemn să se roage împreună pentru următoarele cauze. Protecția Domnului peste familiile noastre, binecuvântarea Bisericii Filadelfia și a Australiei, mântuirea celor din familiile noastre care nu sunt mântuiți, vindecarea celor bolnavi și afectați de virusul COVID-19,
personalul medical implicat în combaterea coronavirusului. Adresez un mesaj special capilor de familie, fraților din această biserică, să ia în modul cel mai serios acest îndemn, să adune familia și să se roage, punând numele Domnului peste casa lui, cerând în mod special protecția și binecuvântarea. Joi, 9 aprilie, Joia Mare, zi de mare sărbătoare pentru întreaga creștinătate, va fi zi de post și rugăciune pentru Biserica Philadelphia. Totodată vom avea și serviciu divin de cina Domnului, iar în vederea organizării cât mai bine a acestui serviciu, noi vom reveni cu detalii absolut necesare. Până vă vom da detaliile, dorim să știm care sunt frații și sororile care în urma cercetării vor să se împărtășească în ziua de Joia Mare. Aș vrea să ne facă de cunoscut, fie mie ca și păstor, păstorului asistent sau fraților din comitet, pentru ca să putem să ne organizăm cât mai bine în vederea unei slujiri eficiente în ziua de Joia Mare. Programul de consiliere la biroul pastoral al bisericii va continua după orarul stabilit. Ca și păstor, voi fi la dispoziția tuturor membrilor bisericii cu orice problemă, de orice natură, fie că este vorba de probleme spirituale, că este vorba de alte probleme, puteți să mă contactați în continuare sau chiar să îl contactați și pe pastorul asistent al bisericii, fratele Doru Mureșan, și vom căuta să soluționăm fiecare din aceste probleme care pot apărea. Totodată, vrem să vă rugăm să continuați să susțineți financiar atât lucrarea, cât și proiectele din Biserica Philadelphia, pentru că, deși suntem în carantină, lucrările bisericii nu încetează, nu se opresc și avem obligații pe care ni le-am asumat și trebuie să le ducem la bun sfârșit, cât și proiecte la care vrem să lucrăm în această perioadă. De aceea, atât în ceea ce privește achitarea contribuției membrale, cât și alte donații pe care vreți să le faceți, le puteți face online și veți găsi toate detaliile pe website-ul Bisericii Philadelphia Melbourne. Dragii mei, orice schimbare de situație va fi adusă la cunoștința membrilor prin mijloacele de comunicare de care dispunem. Rugămintea mea către Atotputernicul Dumnezeu este ca El să aibă milă de noi și să ne binecuvânteze. Vă doresc în continuare să aveți parte de sănătate, să țineți aproape atât de familiile dumneavoastră, cât și în continuare de membrii bisericii, și vom reveni în ceea ce privește atât serviciile divine, cât și ori de câte ori va fi nevoie, să aducem câte un cuvânt de încurajare, de îmbărbătare. De aceea, Dumnezeu să ne binecuvânteze și să fie cu noi. Amin.